Trei premii întâi, trei premii doi, două premii trei și trei mențiuni. Acestea sunt rezultatele obținute de elevii școlii Victor Carpis, care au reprezentat cu succes municipiul Giurgiu la etapa regională a Olimpiadei de muzică instrumentală de la Drobeta Turnu Severin. Două eleve au reușit să obțină punctajul maxim și s-au calificat la etapa națională, care va avea loc în orașul nostru. Tinerele talente sunt mulțumite de prestațiile lor, având în vedere și concurența destul de puternică venită din alte 7 județe ale țării. Cum a fost pentru tine la Olimpiadă? Puțin greu. De ce? A fost prima? A doua oară, dar am avut piese mai grele. Și cât ai pregătit pentru Olimpiadă? De la începutul anului școlar și până în decembrie am învățat două piese, iar de atunci încă una. Programul meu a fost un program de clasa 10-a și iar toți concurenții au avut un program foarte complicat, greu. Cum crezi că te vei descurca la etapa națională? Sper și cred că voi lua locul întâi și voi munci din greu. Chiar dacă nu s-au întors acasă cu primele locuri, ceilalți elevi s-au bucurat de experiența participării la competiție și spun că vor continua să se pregătească cu aceeași pasiune pentru a atinge cele mai înalte trepte. A fost o experiență foarte frumoasă. Era frumos, am cântat, am avut concurență puțin mare, dar m-a străduit să nu greșesc. A fost o experiență foarte frumoasă, dar și foarte grea. La categoria mea au fost 10 candidați, foarte bine pregătiți și în ciuda emoțiilor pe care le-am avut, am reușit să obțin locul 3. Rezultatele de la Olimpiadă răsplătesc eforturile permanente ale elevilor și ale cadrelor didactice și continuă tradiția școlii de a forma talentul. Noi, profesorii acestei școli, am depus eforturi extraordinare pentru a pregăti acești elevi, având în vedere faptul că ei, în afară de cursurile de la cultura generală, vin și aici și se pregătesc. Este un lucru excepțional, trebuie ca să ne bucurăm și să fim mândri de acești copii. Concurenți din toate județele țării se vor întâlni la Giurgiu în perioada 9-11 aprilie pentru etapa finală a Olimpiadei de muzică instrumentală din acest an. Pregătirile pentru organizarea competiției au intrat în linie dreaptă, beneficiind de toată implicarea autorităților locale și județene interesate de promovarea talentelor native din domeniul muzical instrumental.